Doamnelor și domnilor, numărul 1 pe tricou, Ana Maria Căpraru! Mamă, Ana, pac, ia-i pe toți! Bine ai venit, Ana, dăm și cu mine! Mamă, ce frumoasă, ce frumoasă, da. E îmbrăcată, elegantă, ești foarte drăguță! Toți cei cu care ai bătut palma sunt cu tine sau ei la liberală? Da, sunt cu mine, da. Sunt cu tine? Da, de unde sunt prietenii mei. De unde sunt, Ana? De la Cluj. De la Cluj, că am văzut că ai zis, îs cu mine. Deci de la Cluj, foarte frumos, da. Un oraș frumos. Cu ce te ocupi, Ana, la Cluj? Frizer. A? Da. Pardon, mai lua la mișto. Ar trebui să te... Tu îți cățica cam mare părul. Te-ai uitat la mine așa, frizer. Cam mare părul, să știi. Da, să știi, mi intră în urechi. Spune-mi ce vrea să câștigi la noi, dacă ar fi așa. Un set de forfeci, probabil. Da, un set de forfeci, de-alea profesionale, da. Bine, Ana, baftă multă, îți doresc fără emoții. Bravo! Bun, mergem mai departe. Numărul 2 pe tricou, doamnelor și domnilor, Maria Proș! Doamna Maria! Sărut mâna, doamnă, veniți aici lângă mine, puteți? Sau aici, aici. Din suflet. Sărut mâna. Din suflet. Și eu vă pup, doamnă, din ești suflet. Ești tare, drag. Mulțumesc. Amândoi. Mulțumim, doamnă, ne bucurăm foarte da, mult am că o vorbă aici. Pentru tine, să știi. Cum? Am o vorbă pentru tine, de parte. Da? Da, separat. Separat. Ai grijă că atunci când se coace bostanul, da? Se usucă vrejul. Auci. E bună. Când se coace bosanul, se usucă vrejul. Foarte tare, o vorbă foarte bună, trebuie să ținem cont. De unde veniți? Din Brașov. Din Brașov. Brașoavele mele. Din Brașov, Brașoavele. Doamnă, spuneți-mi ce meserie ați avut înainte să ieșiți la pensie? Contabil. Contabil. În contabilitate am lucrat. Bă, nu ții ca și cavalul. Nu, a fost altă conjunctură. Doamna Maria, ce v-ați dorit să câștigați la noi? Eu nu sunt pretențioasă. Nu, dar așa, ceva simplu. Un aragaz, că cadoalele de pe cel care l-am... Un aragaz. Doamne ajută, doamnă! Vă dorim da, succes mult de tot! Mulțumesc. Ne bucurăm mult că sunteți aici alături de noi și dați-mi voie să vă conduc la pupitru. Un aragaz să fie, doamnă, atunci. Bun! Tare, tare, tare! Mergem mai departe și ne invităm în arenă pe Florin Pepene! Sau, băi, hai să-i zicem harbuz! Hai să zicem Florin Harbuz. Bine, vino lângă mine aici, te rog. Bine ai venit, Florin. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. De unde ai venit, Florin? Tot din Brașov. Tot din Brașov. Da, ai zis bine cu Harbuz, pentru că eu sunt moldovean. E, vezi? Uite, te-am nimerit. Spune-mi, ce profesie ai tu? Cu ce te ocupi? Eu mă ocup acum, sunt fotograf, dar sunt inginer de profesie. Vreo pasiune ai? Multe. Care? Zi-mi una așa, Care îți ocupă cel mai mult timp? Care mă ocupă cel mai mult timp? În momentul de față mi ocupă motocicleta. Am o motocicletă de aventură. Și tu, mă, frate, mă. Cum de aventură? Adică anul trecut am fost până la Gibraltar. Și cu motocicleta? Da. Și cum ai venit, mă, frate, înapoi? În Gibraltar? Da, până la Gibraltar. M-am dus să urce mai mulțele pe mine. Cu motorul? Da. Bravo, mi se pare foarte tare. O adevărată aventură. Este, să știi. Da. Foarte tare. Ce ți-ai dorit să câștigi la noi, Florin? Băi, eu dacă sunt la Brașov, pentru la iarnă vreau un snowmobil. Un snowmobil? Da. Bun, Doamne ajută să fie snowmobil atunci. Baftă multă, Florin. Ultimul concurent în această seară, doamnelor și domnilor, din primii patru cu care pornim show-ul nostru, intră în arenă Adriana Munteanu! Adriana, yes! Adriana, da. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Spune-te rog cu ce te ocupi, Adriana. Sunt studentă. Foarte tare! N-ai nicio pasiune, ai ceva? Da, am foarte multe pasiuni. Zi-mi una, uite aia principală. Am întrebat pe toată lumea, ca să poate câștigi ceva din ce pasiune. Echitația. Cai n-avem, domnișoară, cai n-avem aici. Da, putem să ne punem noi două... Da. Eu și fac. Și ne... Cai putere. Cum să numesc? Fac nechez, fac frumos de tot dimineața. Și-a. Mă ții în grădină? Ai grădină? N-am grădină, stau la bloc. Unde stai? Stau la bloc. La bloc, pe hol, pe sală. Balcon. Pe balcon, mamă, tare, nebunie pe balcon. Foarte tare, mă bucur foarte mult că ai venit. Spune-mi unde ești studentă, măcar. La afaceri internaționale. Stai cu minte, adică vrei să pleci din România? Adică nu. Adică nu? Ce vrei să câștigi la noi? Uite, zi-mi așa, un obiect. Ce ți-ar plăcea? Aveți șei. Ce avem? Șei. Avem șei? Normal că avem. Normal că avem. Oșa. Bici avem? Avem și bici. Avem și bici. Avem și bici și cătușe și puf. Te suntem și balansoar și toate alea. Bine. Pregătiți. Adriana, baftă multă să câștigi ce-ți dorești tu. Baftă. Trei licitații, trei jocuri, un premiu mare, imens. Bine. Multă baftă. Să începem.
Da, Liviu, începem licitațiile de astăzi cu 2 kg de mini-eclere asortate. Bine ați venit, dragele noastre, la asta mă pricep foarte bine. Zici că sunt din moartea căprioarei, mănânci și plângi. Cât să coste aceste 2 kg de mini-eclere? Rămân taxă de răbdare ale noastre. Începem licitația. Ana, cât să fie? Eu zic 60 de lei. 60 de lei. Doamna Maria, cât 55. Să fie? 55. 55, doamna Maria. Florin. 49. 49, Florin. Și Adriana, zic bine? Da. 69. Mulțumesc. 69. Fraților, sunt 2 kg de eclere. Bine, au fost 2 kg, că eu ăsta cred că nu e, ăsta e cu frișcă și nu e bun. Și cântărește puțin. Și l-aruncăm aici jos, să l-aruncăm ca să... Avea ceva pe el. Bun, oprește-te. Stai un pic, are ceva pe el și nu vreau să dăm la concurent. Deci, cineva a câștigat cu 3 eclere mai puțin. Exact ce vă spuneam. Da, da, da! Când vreodată 69 a fost greșit. 69, cel mai mult, 120. 120! Adriana, vine lângă mine. Bună! Bună! Ce pasiuni, că eu știu că am citit fișa ta, că citesc, vă citesc toate fișele, ca să știți. Singurul lucru pe care eu îl citesc e o fișă, atât. Ce pasiuni mai ai? Skill, muzica. Muzica? Da. Poezia? Poezia, da. Ai uitat? Nu numesc pasiune. De ce? O scrii forțat? Nu, dar nici din pasiune nu scriu. Dar de ce o scrii? De durere. Unde te doare? Cum te doare sufletul și te apuci și scrii? Da. Ia un eclair. Dar cui le dedici așa? Le scrii pentru cine? Pentru tine? Să le citești tu când ești bine? Să-ți dai seama că n-ai fost bine până acum și ai fost rău și la un moment dat te apuci iar să scrii? Sau... N-ai înțeles nimic, dar cum o... Nu, am înțeles că așa e și în capul meu. Nu, le scriu ca să mă eliberez. De? Demoni? Da. Ai demoni? Mm-hmm. Uite și Iuliana are niște demoni. Poate vă combinați cu demonii să plece la revedere drum bun. Este telenovelă dacă Câți ne compun. Câți ani ai tu? 21. Ai demon la 21? Păi asta e vârsta la care ai demoni. Iubit ai? Am. Și cu cine ai venit în seara asta? Am venit cu brigada, cu fratele meu. Unde e? Acolo. Așa, și cum ai cine? Cu vărul meu și cu prieteni. Păi și Iubi unde? Are meci. Are meci de ce e? E basketbalist. Mamă, e una bit taller, e înalt. Da, poți să port ocuri. Adică ce vrei să spui? Nu spun eu nimica, că se vede. Exact. Știi ceva? Stai să-ți mai mănânc un ecler, că și așa sale tale. Pot să vă dau un sfat în toată cariera mea de televiziune? Să nu vorbești cu gura plină, în primul rând. În al doilea rând, nu e frumos să mănânci la televizor. Și în al treilea rând, dacă tot vrei să faci o carieră, ia-și tu niște lecții de gramatică. Vârciule. Revenim imediat cu primul șoc. Adriana, jucă la prețul cel bun. Jucăm ceasul astăzi, 30 de secunde, un ceas, două produse. Ce produse sunt, Andrei? Avem un aparat de vidat și sigilat și un aparat de făcut prăjituri. Aparatul de vidat evacuează aerul, după care urmează închiderea ermetică pentru a evita oxidarea. În frigider sau în dulapul din bucătărie, fructele, legumele, carnea, pastele vor rămâne proaspete foarte mult timp. Și al doilea este aparatul de făcut prăjituri. Are 1100 de watts, 5 trepte de putere, 6 programe și panou de comandă digital. E important să poți mânca atâtea prăjituri cât te face asta. Așa, deci două produse. Ar mai trebui să fie ceva, dar dacă mi-aduc aminte spun. Bine? Până un alt am aici, un bilet.
cu un preț și o telecomandă. Cred că dau drumul la ceas și tu în 30 de secunde trebuie să-mi spui prețul produselor. Ok? Ok? Da. Și cred că eu o să zic rece cal sau mai mult, mai puțin, mai mult, mai puțin. Vrei, da, până când ne nimerești prețul. Vrei să-i spunem Liviu și ce? Nu știu eu acum, nu știu eu acum. Bine, atunci după. Unde mi-o să-mi aduc aminte. Bine? Da. Start! 120 de mai lei. Mult. 130 de lei. Mai mult, mai mult. 170. Mai mult. 230. Mai multul? 250. Mai puțin un pic? 240. Mai mult un pic? 249. Bravo! Yeah! 249! 249. Mai avem un produs, ca așa e parcă. Uite, vezi, mai e unul. Okay. Ia, am și... Iată! Am aici prețul. Să dau drumul, tu mai ai un pic de timp. Pregătită? Da. Start! 330. Mai mult. 370. Mai mult. 420. Mai mult. 490. Mai mult. 520. Mai mult. 630. Mai mult. 700. Hă? 700. Hă? 700. Da, 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 700. Și parcă mai era ceva, stai așa un pic. Am uitat. Acum am o să aminte. Și că dacă ghicești ambele prețuri la astea, produsele noastre de aici din platou, le câștigi pe amândouă. Deci ai câștigat două... Și le-ai așa... Nu, mai era ceva! Și îi dăm ceva așa, ca gest, nu? Îi dăm făină și ce era pentru prăjituri, cacao, ce mai era? Pentru eclere. Da, pentru eclere. Asta, pentru mă, eclere, de da! Asta. Pentru eclere. Trebuie să-ți mai dăm ceva. Două sacoșe, ca să poți... Hai să-i mai dăm ceva, dacă tot animei. Uite, să mai dăm ceva, pentru că Liviu are suflet mare. Și atunci mare. Eu mă conformez. E un premiu bonus. Exact. Și anume, un super city break la Atena! Pentru două persoane, pentru două persoane. Tariful include cazare, 3 nopți în regim de pensiune, biletele de avion cu bagaj de cală, taxele de aeroport. Deci 3000 de ani de civilizație așteaptă doar 30 de secunde de inspirație din partea ta pe care le-ai avut. Deci iată-te la Atena. Bravo! Ai câștigat și weekendul ăsta frumos. Să pleci drăguț cu cine vrei tu, Adriana, și mergi în finală. Acolo unde să vezi, să vezi, să vezi, să vezi, să vezi ce premiu. Până una alta, rămâneți cu noi. Să vedem ce